Face de tine. Ne-am adunat astăzi aici în fața Muzeului Țăranului Român pentru a milita împreună cu Acțiunea 2012 pentru unirea Basarabiei cu România. Vor fi prezenți peste 10.000 de români, după spusele participanților undeva la vreo 15.000, și sperăm ca toată clasa politică din România și din Republica Moldova să vadă apelul nostru și să facă ceva pentru ca cele două state să se apropie și într-un final să se unească într-o singură țară. Am venit astăzi aici pentru că militez pentru unirea Basarabiei cu România. Sentimentul pe care mi-l dă această acțiune este unul de comuniune și de empatie între oameni. Simt dorința oamenilor de a se uni, simt patriotismul și compatriotismul dintre cele două nații. Până la urma urmei, o singură inimă bate în noi toți, o inimă de români, și prin noi toți curge același sânge, un sânge de român, sânge roșu, sânge tricolor, roșu, galben și albastru. Suntem mulți, suntem frumoși și tricolorul ăsta ne face și mai frumoși, și mai uniți și mai puternici. Când o să pornim în coloana marșului, o să vă rog să țineți steagurile astea cât mai sus, să ne vadă un București întreg. Da.